Salut și bine te-am regăsit la un nou video, marca Esența Derm, de data aceasta dintr-o altă perspectivă. Mi s-a părut mie că sunt cam statică în ultimele videouri și simt nevoia să-mi schimb puțin lucrurile. De aceea, astăzi stau în picioare. Sper să nu vă deranjeze, este doar modul meu de a fi puțin mai energică. Astăzi vă vorbesc despre un brand foarte cunoscut vouă și anume CeraVe. Și știu că titlul este controversat, cel puțin, în momentul în care ați dat click pe acel video, dar vă voi explica cu lux de amănunte care sunt motivele din spatele acelui titlu. În primul rând, ce vreau să știți este că prin afirmația că nu folosesc aceste produse nu înseamnă că nu le consider să fie bune, să fie eficiente sau că ar face ceva tenului. Pur și simplu este o alegere personală bazată pe mai multe motive. Și voi începe cu primul motiv și poate cel mai personal dintre motivele pe care vi le aduc astăzi este că nu îmi place brandul mamă din spatele acestor produse. Pentru cei care nu știați, CeraVe este un puiuț din toată umbrela de branduri deținute de L'Oreal. Și am mai multe experiențe neplăcute cu aceste produse L'Oreal, atât din perspectiva lor ca produse, cât și din perspectiva oamenilor din spatele acestui brand. Nu-mi place modul în care abordează nevoile noastre ale consumatorilor, nu-mi place modul în care abordează afacerile, pentru că am avut câteva experiențe foarte urâte în farmacie sau în cadrul unor evenimente farmaceutice în care am fost foarte dezamăgită de oamenii din spatele acestui brand și nu îmi place că pun accent mai mult pe produs decât pe nevoile pielii. Și o să revin cu câteva explicații mai în detaliu ce vreau să spun cu acest lucru. Ok, asta este unul din motive și v-am spus, este foarte personal, este o chestie de alegere, fiecare alege să își direcționeze fondurile, energia, atenția și așa mai departe, într-o direcție sau în cealaltă. Deci aici este doar vorba de mine și de interacțiunea mea cu acest brand. Și ca să vă răspund la întrebarea de ce nu folosesc aceste produse, nu este, din nou, pentru că sunt neapărat proaste, nu că nu își fac efectul, depinde ce efect urmărești, ci pur și simplu pentru că în acest moment nu am nevoie de nici care dintre aceste produse. Și pentru a vă ajuta și pe voi să faceți o alegere corectă din punctul meu de vedere, în ceea ce privește aceste produse, vreau să vă spun câteva situații în care ele chiar ajută și în care chiar le indic să fie folosite și câteva situații în care mi se pare că există alte produse pe piață mult mai bune și mai eficiente în ceea ce privește îngrijirea tenului. Și vreau să încep cu partea bună a acestor produse. În primul rând, sunt formulate fără arome, uleiuri esențiale și așa mai departe. Din nou, nu sunt eu adepta produselor 100% fără arome, fără mirosuri, fără uleiuri esențiale. Consider că și ele au rolul lor, dar asta este altă poveste. În schimb, sunt persoane care au alergie la arome, la uleiuri esențiale sau la anumite ingrediente din acestea. Sunt persoane care dezvoltă dermatite atopice, sunt persoane cu nevoi speciale ale pielii, în cazul cărora chiar este indicat să se folosească produse care nu conțin aceste ingrediente. Pentru aceste persoane, produsele acestea chiar sunt chiar ce ai nevoie. Din două motive. Pe lângă faptul că nu conțin ingredientele aromatice despre care am vorbit mai devreme, au o formulare relativ simplistă. Asta înseamnă că în interiorul acelor produse nu apar tot felul de avioane, cum le numesc eu, ingrediente care în multe cazuri sunt benefice, doar că în cazul persoanelor cu diverse afecțiuni ale pielii nu își au rostul acolo, ba cu atât mai mult pot irita, pot deranja, pot produce diverse reacții alergice. Deci, în cazul acestor persoane, chiar sunt indicate
produsele de la CeraVe. O altă categorie de persoane cărora le-aș indica să folosească produse din gama CeraVe sunt persoanele care au acnee și urmează tratamente dermatologice, medicamentoase pentru acnee și au nevoie de un produs de îngrijire cât mai blând, cât mai neutru, care doar să mențină pielea hidratată și să mențină pielea într-un stadiu de sănătate cât mai bun pe parcursul tratamentului pentru acnee. Și aici vorbim exact despre acele tratamente despre care am mai discutat în alte videouri, și anume tratamentele cu retinoizi, cu peroxid de benzoil, inclusiv când se fac cure din acelea cu peeling-uri chimice, nu din cele mai tari, ci în momentul în care faci tratament cu diversi acizi acasă, în concentrații mai mici, bineînțeles, nu cele care se folosesc în cabinetele cosmetice, și ai nevoie de un produs care doar să îți hidrateze pielea, să ți-o mențină sănătoasă și așa mai departe. Și o a treia categorie de persoane, eu vă povesteam în videoul meu cu rutina zilnică faptul că eu nu folosesc geluri de spălare pe față, ca să fiu specifică. Nu-mi plac, nu mi-au făcut niciodată bine, din diverse motive, diverse produse pe care le-am încercat, toate îmi uscau fața și un alt lucru care nu-mi place în cazul lor este faptul că irită, pișcă și așa mai departe. În cazul meu, ei bine, produsele acestea de la CeraVe le-am încercat, din nou nu mă consider mare fan al lor. Poate pielea mea este mai ciudată din punctul acesta de vedere, însă sunt mult mai blânde decât multe alte produse de pe piață pe care le-am încercat, în ceea ce privește gelurile lor de spălare. Nu au nu știu ce deosebit în ele, au glicerină, au ceramide, hidratează, curăță pielea cât de cât bine. Aici am, să zic eu, o steluță de menționat. Nu le-aș folosi ca și unic produs de demachiere. Adică dacă folosiți produse de machiaj, rimel, fond de ten, dacă folosiți factori de protecție solară cu indice ridicat, doar gelurile lor de spălare mi se par insuficiente pentru a îndepărta complet ceea ce avem pe față. În cazul în care vorbim despre o demachiere dublă, adică cu un ulei sau cu o loțiune de vreun fel demachiantă și ulterior cu gelul de spălare, atunci este extraordinar. Un alt motiv care îmi pune semne de întrebare, n-aș spune exact că este cel care a înclinat balanța, dar îmi pune semne de întrebare cum un brand care există pe piață de la începutul anilor 1900, dacă mi-aduc bine aminte undeva 1920 aproximativ, a câștigat atât de multă popularitate într-un timp așa scurt, dacă ei au existat pe piață de atâta timp. Și din nou vorbesc din experiența mea, atât din farmacie cât și din partea cealaltă a producătorului de produse cosmetice, și știu că, în general, prețul unui produs cosmetic, indiferent de care este vorba, este undeva 20% prețul produsului propriu-zis și 80% partea de marketing și partea adiacentă a acelui produs cosmetic. Personal, mi se pare că s-a creat o foarte mare agitație și o foarte mare nebunie în spatele acestui brand și un lucru pe care eu îl întreb de foarte multe ori atunci când vreau să mă raportez la un produs, când vreau să aleg un produs, este de ce? De ce este așa mare agitație în spatele lui? De ce este dintr-o dată recomandat de toți influencerii, de toți medicii dermatologi, de toată lumea, dintr-o dată? De ce aș alege acel produs când mai am încă sute de alte produse la dispoziție? Și în general, când am nevoie să răspund la aceste întrebări de ce, urmăresc comportamentul consumatorilor, modul în care sunt explicate anumite lucruri de către brand și de către cei care promovează brandul și, bineînțeles, poate în primul rând,
urmăresc eticheta produsului să îmi pot da seama dacă într-adevăr produsul acela își merită banii, își merită reclama și așa mai departe. Și ca să sumarizez toate aceste informații într-o singură propoziție, din punctul meu de vedere, încă o dată, este o părere personală care se poate aplica sau nu în cazul vostru, din punctul meu de vedere, brandul CeraVe este un brand care are produse bune și foarte bune, dar nu atât de bune încât să fie toată această vâlvă și agitație în spatele lui. Și o să vorbesc punctual despre câteva lucruri ca să înțelegeți de ce spun acest lucru. În primul rând, da, unul dintre cele mai importante afirmații atunci când se promovează CeraVe este faptul că toate produsele conțin ceramide. Ceramidele sunt ingrediente care în mod normal se regăsesc la nivelul pielii, sunt ca și cărămizile care alcătuiesc structura unei pieli corecte. Și bineînțeles că având o piele întreagă, intactă, sănătoasă și așa mai departe, bineînțeles că în acel moment obținem rezultate mai bune. Perfect de acord. Însă, dacă vă uitați cu atenție pe lista de ingrediente, veți vedea că aceste ceramide se regăsesc destul de în urmă, adică destul de în capătul listei. Ceea ce nu este un lucru neapărat rău, pentru că este dovedit științific faptul că ceramidele sunt eficiente, adică substanța care conține acest cumul de ceramide, ele sunt de mai multe tipuri, nu o să intru în detalii acum, este nevoie de acea substanță în concentrații foarte mici. Vorbim de 1% plus minus. Deci, într-adevăr, nu trebuie să se regăsească pe acea listă între primele, știu eu, 5 ingrediente. Însă, problema mea personală apare atunci când celelalte ingrediente din produsul acela nu este mare lucru de capul lor. Adică, vorbim despre apă, care e primul ingredient în cele mai multe cazuri, vorbim despre glicerină, care este un ingredient într-adevăr foarte bun, este umectant, contribuie la gradul de hidratare al pielii, dar în același timp este un ingredient destul de ieftin, care se regăsește în 95% din produsele cosmetice. Deci nu pot să zic că glicerina ar face o diferență în ceea ce privește aceste produse. După aceea avem acidul hialuronic, care se regăsește din nou în foarte multe dintre aceste produse. Din nou un produs bun, din nou un produs care ajută în foarte multe feluri pielea. Însă, aici din nou am această problemă și anume faptul că acidul hialuronic în multe dintre produsele de la CeraVe, nu toate, dar în majoritatea, se regăsește undeva în capăt de tot, chiar după parabeni. Nu intru în discuții despre cât de buni sau de răi sunt parabenii, eu nu consider că sunt neapărat substanțe toxice de care, vezi, Doamne, să ne ferim ca de diavol, dar, cum să zic eu, din punct de vedere al compoziției unui produs cosmetic, parabenii sunt undeva la final pentru că se folosesc în concentrații foarte mici. Vorbim despre 0,1, 0,2, 0,3%. Și atunci, dacă venim cu acidul hialuronic, care este după parabeni, din punctul meu de vedere, asta înseamnă că este în concentrație foarte mică. Și o să vedeți, dacă ați urmărit videoul meu anterior cu și despre acid hialuronic, și acolo am povestit faptul că nu trebuie să ne legăm întotdeauna de cantități industriale. Acidul hialuronic este într-adevăr eficient și în concentrații mici. Dar, din nou, vă spun, 0,1% acid hialuronic nu costă o avere. Deci vorbim despre ingrediente bune, câteva ingrediente bune, dar în concentrații foarte mici, iar pe lângă acestea avem ingredientele clasice de o cremă de corp obișnuită care costă 15 lei. Și pentru că m-am lungit foarte mult cu aceste explicații și sper că cel puțin m-am făcut înțeleasă și v-am dat o perspectivă în ceea ce privește folosirea acestor produse, voi încheia aici.
Dacă doriți să vorbesc despre un produs anume de la CeraVe, dacă vă doriți să vă dau mai multe informații în ceea ce privește aceste produse specific, bazat pe lista de ingrediente și ce vrea să facă și ce face și ce ar trebui să facă, vă rog să-mi lăsați un comentariu și revin cu acel video cât de curând posibil. Vă mulțumesc foarte mult, sper că v-a fost util și acest video și ne vedem data viitoare!